Indemnizații tăiate la jumătate și timp de vorbire de doar 10 secunde sunt doar două dintre sancțiunile care se pregătesc pentru demnitarii agresivi. După scandalul de ieri din plenul Parlamentului, deputații partidelor de la guvernare au înaintat un proiect care reglementează conduita în Camera Deputaților. Acesta îi vizează pe politicienii care au un comportament agresiv, țipă, înjură sau calomniază în timpul ședințelor. Iar putea rămâne cu doar 50% din indemnizație pentru 6 luni, iar luările de cuvânt vor fi reduse la 10 secunde pentru 3 luni. În plus, parlamentarii agresivi nu vor mai beneficia de serviciile funcționarilor cu statut special și vor rămâne și fără mașina pusă la dispoziție de Secretariatul Camerei Deputaților.